cum s-a spus, inteligența artificială să aibă aici baze solide prin Universitatea Tehnică. 3. Uniunea Europeană a adoptat în 24 ianuarie pachetul european pentru inteligența artificială, reglementând pentru prima dată în lume acest domeniu. Este singura entitate mondială care are o legislație specifică inteligenței artificiale. Acel pachet, pe de o parte, oferă startup-urilor și micro-întreprinderilor acces la supercomputere de mare viteză pentru a genera în continuare plus valoare. Gândiți-vă că un supercomputer din ziua de astăzi are o capacitate de un exaflop, adică o capacitate de a procesa 1 miliard de miliarde de operații pe secundă. Nici nu ne putem imagina ce înseamnă asta, dar aceste lucruri, cum spunea domnul președinte al Senatului, aceste lucruri vor avea impact direct pentru îmbunătățirea stării de sănătate a noastră prin medicamentele care vor fi descoperite, boli care vor fi tratate mai ușor, educație personalizată și așa mai departe. De asemenea, acest pachet conține, cum doamna prorector a spus foarte bine, acea dimensiune etică. Și dacă îmi doresc ceva în capsula aia timpului, doamna prorector, vă spun că îmi doresc două lucruri. În primul rând, în orice cercetare de inteligență artificială, la alături de ingineri, de specialiști din tehnologie, să fie neapărat un umanist cel puțin, un filozof, un sociolog, unul care să vadă dimensiunea umană a lucrurilor, a perspectivelor în care ne îndreptăm. Dacă lăsăm doar cei cu inteligență artificială, s-ar putea, așa cum spunea Steve Hawkins, că această ultimă revoluție, această cea mai mare revoluție, care revoluția inteligenței artificiale, să avem grijă să nu fie și ultima. Dacă avem umaniști acolo, avem grijă să nu fie și ultima revoluție a umanității de pe pământ. De asemenea, îmi doresc ca în capsula timpului, acel mesaj pe care vom scrie astăzi, peste ani și ani sau sute de ani, să fie găsit de oameni și nu de roboți. Roboții să ne asiste, dar să nu ne ia locul, ci dimpotrivă să fie un instrument ajutător. Știți bine, sunt foarte multe teorii, unele dintre ele le susțin și eu, că da, inteligența artificială ne va ajuta să scăpăm de muncile plictisitoare, repetitive, necreative și noi vom avea mai mult timp pentru viață personală, vom putea chiar reduce numărul orelor de lucru pe săptămână, chiar se vorbește ca la o modificare nouă a modului de viață, de la modelul actual bazat pe producție și consum, că așa se intersectează, că este omenirea pe pământ, produce ca să consumăm, consumăm după aceea ca să producem. Modul viitorului, când inteligența artificială ne va lua cele mai multe slujbe care sunt plictisitoare și noi vom avea mai mult timp pentru noi, vom avea o economie bazată pe sens, pe cunoaștere, pe relații interpersonale, pe dezvoltarea capacităților noastre creative și de imaginație. Inteligența artificială ne poate oferi acest spațiu și timp pentru că va lucra în locul nostru. Și nu știu dacă se va ajunge vreodată la ceea ce spun, iarăși, specialiștii la acel Universal Basic Income, venitul universal garantat, care va însemna că vom munci mai puțin, vom avea un venit minim garantat și noi vom putea face activități care să ducă la dezvoltarea personalității umane. Evident, asta trebuie să se țină cont de societatea în care trăim, ca munca să nu fie devalorizată și munca totuși să rămână la activ de muncă, cred că, valoare fundamentală. Aici cred că e treaba cercetătorilor inteligența artificială să găsească acest echilibru în care noi, într-adevăr, să avem mai mult timp pentru familie, pentru viață personală, pentru dezvoltare, creativitate, imaginație, pentru ceea ce definește ființa umană, iar roboții, așa cum am spus, să facă muncile pe care astăzi trebuie să le mai facem noi în continuare. Deci acest lucru mi-l doresc atunci când va fi descoperită capsula timpului pe care o plasăm astăzi peste ani și ani, să găsească o lume în care oamenii să poată trăi, așa cum am spus, mai relaxați, mai puțin preocupați de grijile zilnice și mai mult preocupați de ceea ce înseamnă adevărata calitate a vieții. Dumneavoastră puneți bazele de calității vieții viitorului la Cluj și în România. Felicitări încă o dată Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și tuturor celor care au făcut posibil acest proiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc.